Slavă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și de la Duhul Sfânt. Amin. Nu poate la bate în ochi, dar nu pot vedea de la becul ăla, zic, nu se poate. Scuzați-mă, dar îmi bate în ochi, dar nu văd nimic de la. Iubiți frați și surori, ceva nu a fost spus chiar cum trebuie la punct, de aceea s-a întâmplat și așteptarea aceasta. Mă bucur în numele Domnului Iisus Hristos să vă revăd după câțiva ani. Pe câțiva de aici îi cunosc, mă bucur că îi văd. Sper ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să ne unească și să fim toți un gând, un cuget și o inimă. Pentru că lui Dumnezeu asta îi place. Când noi venim la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cere, de fapt ne cere pentru fiecare zi a vieții noastre, dar în mod deosebit pentru momentele când venim la casa lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Suntem la timpul de rugăciune și aș vrea să vin înaintea noastră cu rugăciunea unui om al lui Dumnezeu care în momente deosebite ale vieții lui, el a apelat nu numai la rugăciunea lui adresată lui Dumnezeu, ci a apelat și la prietenii lui pentru a rezolva problema care s-a ivit. Este vorba de Daniel, o vreme când împăratul are niște vise pe care nu mai găsea răspuns la ele și atunci Daniel apelează la prietenii lui în 2 Daniel, în capitolul 2, versetele 16 la 19, îl găsim pe Daniel care s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaia, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii lui împreună cu toți ceilalți înțelepți ai Babilonului. Aș vrea să urmărim acest om al lui Dumnezeu care a știut cu adevărat să se închine înaintea lui Dumnezeu. Noi când venim la rugăciune, nu venim individual. Individual ne rugăm acasă. Individual ne rugăm în cămăruță. Aici suntem toți, ne unim toți, pentru că Biblia spune că când doi se învoiesc să ceară un lucru, le va fi dat. Dacă ne învoim 100, 2 să cerem un lucru de la Dumnezeu, ne va fi dat. Daniel s-a învoit cu tovarășii lui, ori cerut de la Dumnezeu ca taina aceea să-i fie descoperită și Dumnezeu i-a descoperit taina și apoi vine Daniel în versetele 19 la 24 din capitolul 2 și îi mulțumește lui Dumnezeu. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că s-a îndurat de ei, pentru că le-a descoperit taina aceasta și pentru că numele lui Dumnezeu a fost făcut de cunoscut acolo în Babilon. O adevărată închinare înaintea lui Dumnezeu este rugăciunea regulată. Este rugăciunea regulată. Dacă am vorbit acum de rugăciune în comun, împreună cu alții, noi trebuie să avem rugăciunile noastre care trebuie să fie continuu. Și tot în cartea Daniel, în capitolul 10, îl găsim pe Daniel. Îl găsim pe Daniel pus într-o situație foarte dificilă. Se dă un edict
în care se interzice ca orice om să se mai roage altui Dumnezeu în afară de împăratul. Și dacă ne uităm în versetul 10 din capitolul 6 din cartea Daniel, spune că Daniel se ducea în odaia lui, care avea ferestrele deschise spre Ierusalim, și de 3 ori pe zi se ruga. Păi el nu l-a interesat edictul împăratului. El o știu că deasupra tuturor lucrurilor există un Dumnezeu, unul care e mai mare ca toți și unul care poate să facă minuni. De aceea s-a dus. Și cunoaștem istoria, cum s-a întâmplat, dar Dumnezeu în final l-a izbăvit. L-a izbăvit pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. În Noul Testament, Duhul Sfânt ne-a lăsat scris, mai întâi de toate, mai întâi de toate, faceți rugăciuni, tot felul de rugăciuni, cereri cu mulțumiri către Dumnezeu, mai întâi de toate. Nu cunosc viața personală a niciunea din voi, dar vreau să vă spun. Am crescut și am avut harul să cresc într-o familie de oameni foarte săraci, oameni care nu au avut nimic mai mult decât pe Dumnezeu. L-au avut pe Dumnezeu și pe lângă asta au avut sapa cu care mergea zileri ca să ne câștige nouă pâine pe care, cu care am trăit, am mâncat, pe care am mâncat. Dar orice probleme în viață au fost, rugăciunea și Dumnezeu o dat izbândă. Mamelor și tineri care sunteți aici, nu uitați, mai întâi de toate, mai întâi de toate, rugăciunea. Asta înseamnă când cobor din pat dimineața, nu mă duc la ibric, nu mă duc la aparatul de cafea, mai întâi de toate mă duc pe genunchi, pe genunchi și îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă o dată s-a îndurat, mi-a mai dat o zi, mi-a mai deschis ochii, mi-a întărit mădularele, îi mulțumesc pentru o noapte odihnită în care mi-am refăcut fizicul. Încredințez ziua respectivă sub ocrotirea lui Dumnezeu și după ce am făcut lucrul acesta, merg în baie, merg în bucătărie și așa mai departe, ce am de făcut. Nu ies din casă până nu îi spun lui Dumnezeu că plec și îl rog să mă însoțească, să fie cu mine, să mă ocrotească toată ziua. Nu vin acasă fără să-i mulțumesc, nu închei ziua fără să-i mulțumesc și să mă așez sub ocrotirea numelui Său peste norul nopții. Încercați să faceți lucrurile acestea. Încercați să faceți și o să vedeți binecuvântarea Domnului peste voi. Voi sunteți aici, într-o țară străină, poate care aveți mai mare vechime, aveți și prieteni, aveți și oameni pe care vă bazați, dar cei mai mulți care sunteți mai tineri, mai singuri, singura voastră nădejde e Dumnezeu. O prietenă de familie de-a noastră plecată în America cu foarte mulți ani în urmă, când se fugea, nu era voie să merge atunci, ea obișnuia în fiecare dimineață să citească Biblia și apoi să o închidă, să se roage, să meargă la lucru. Și într-o dimineață deschide Biblia, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, o închide, Doamne, alt verset, nu era în Biblie. S-a rugat și a plecat. Ajunge la casa unde făcea curățenie și pe ușă scrie un bilet, îți plecată, vin o săptămână viitoare. Existența ei conta de ziua respectivă.
plecat acasă. A doua zi dimineața deschide Biblia să se roage. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Celași verset. Pleacă la altă casă unde făcea curățenie. Când ajunge acolo, femeia îi spune: auzi, dragă, astăzi am un safir, nu fac curat. Hai să sun pe prietena mea și poate merge acolo. O sună pe aia, spune: nu pot astăzi. Să mai duce o zi fără câștig. Vine și a treia zi, deschide din nou Biblia. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ea, necășită, o închide, aproape nici nu se mai roagă, pleacă. Ajunge din nou la a treia casă unde făcea ea curățenie. Același anunț pe ușă. Splecată din țară, n-am avut cum te anunța, dar revin-o peste 3 săptămâni. S-a dus acasă plângând, s-a prosternut pe genunchi și a zis: Doamne, ce trebuie să înțeleg din toată această experiență? A auzit o voce care i-a spus: trebuie să înțelegi că depinzi de mine. Depinzi de dragostea mea. Dacă putem crede că depindem de El, ne vom încredința întru totul în brațul Lui, ne vom încredința sub ocrotirea Lui, pentru că noi citim și copiii recit așa de frumos Psalmul 91: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și zice despre Domnul: El este locul meu de adăpost și turnul meu de scăpare. Depinde unde ne așezăm. Dacă ne așezăm sub ocrotirea Lui și facem din El turnul nostru de izbăvire, așa va fi. Și de aceea suntem chemați că o adevărată închinare este o închinare regulată, o închinare zilnică. O închinare zilnică. Apoi adevărata închinare pornește de la cuvântul lui Dumnezeu. De la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în Daniel capitolul 9, începând cu versetul 2, Daniel spune: am aflat din cărți, am citit din cărți că Israelul trebuia să stea rob 70 de ani. Am aflat din cărți. Ori noi suntem chemați să citim Scriptura. Să citim Scriptura. Pentru diavolul, cea mai reușită armă împotriva noastră ca și copii al lui Dumnezeu este să ne fure timpul să nu citim Scriptura. Să nu citim Scriptura. El știe că însăși gura Domnului Iisus a spus în Ioan 5: cercetați Scripturile, întrucât în ele găsiți cuvintele vieții veșnice. El știe treaba asta și atunci face tot posibilul ca noi să nu citim. Ca noi să nu citim. Dimineața ne sculăm târziu, trafic și câte alte gânduri, repede o cafea și am fugit la lucru. Venim obosiți, după alte ore de muncă și de trafic, copii, știu, alte activități casnice și nu mai citim. Seara luăm telecomanda, că am vrea și noi să știm ce-i prin România, ce-i pe acolo, ce-i pe dincolo, și s-o dus ziua și n-am citit nimic. Noi, ca să putem exista, trebuie să cercetăm Scripturile. Adevărată închinare înaintea lui Dumnezeu nu e numai aici. Aici e frumos. Chitare, tobe, acordeon, pian, e frumos să fie aici. Adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu este cititul Scripturii. Aleluia. Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu care e viu și lucrător și dădător de viață. Noi fără El nu putem exista.
Amintiți-vă când Domnul Iisus a fost dus să fie ispitit în pustiu, Domnul Iisus a folosit de cuvânt și a zis, e scris, el nu i-a răspuns altceva diavolului, i-a răspuns că da, e scris în Scripturi, știa ce e scris în Scripturi. Dacă eu știu ce scrie în Scripturi, dacă tu știi ce scrie în Scripturi, te vei împotrivi diavolului cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este nevoie ca noi să nu alergăm în dreapta, în stânga la oameni, după sfaturi, după știu ce alte, noi alergăm la cuvântul lui Dumnezeu și apoi facem lucrul acesta cu stăruință. Îl facem cu stăruință. Dacă ne uităm la Daniel, el spune, am stat, m-am rugat și am postit înaintea Domnului. În ultima vreme auzim tot mai multe rețete de slăbire, tot mai multe rețete de a ne păstra fizic, așa cum ne place nouă să-l păstrăm. Eu am o rețetă care e biblică și vă recomand la toți. Post și rugăciune. Și nu vă trebuie altă rețetă. Pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și Lui îi place ca noi să rămânem cum ne-a creat El. Chiar dacă nouă ni se pare că suntem prea înalți, prea mici, prea lați, prea înguști, așa ne-a creat Dumnezeu. Noi rămânem la felul în care El ne-a creat, îi mulțumim pentru felul în care ne-a creat și David avea un cuvânt înaintea lui Dumnezeu, în Psalmul 139, și spune David, te laud Dumnezeule și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. David vedea cu ochi buni lucrul care Dumnezeu l-a făcut atunci când l-a întocmit în pântecele mamei lui și noi trebuie să avem același atitudine în fața lui Dumnezeu. Apoi vreau să remarcăm la Daniel că el a avut tot timpul o atitudine, o relație personală cu Dumnezeu. El s-a sfătuit cu Dumnezeu. El n-a mers la ceilalți înțelepți, el n-a căutat înțelepciunile Babilonului. El tot timpul s-a sfătuit cu Dumnezeu. El a avut o relație continuă cu Dumnezeu. O închinare adevărată este în duh și în adevăr, spunea Domnul Iisus Hristos. O închinare adevărată, ea are putere. Ea are putere. În capitolul 10 din Daniel, Daniel din nou vine înaintea lui Dumnezeu și intervine, mijlocește pentru popor și spune el la un moment dat, când vede că vine la el un înger, cade cu fața la pământ. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluițit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ și iată că o mână m-a atins. M-a așezat tremurând pe genunchi și mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele care ți le voi spune. Oameni care rămân în atmosfera închinării în rugăciune, Dumnezeu îi consideră oameni sfinți, oameni cu care colaborează. Ne aducem aminte tot din capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor, când sutașul Corneliu este vizitat de niște îngeri, ca și Daniel, și îi spune, Cornele, rugăciunile tale, milosteniile tale au ajuns la Dumnezeu. Am fost trimis să spun ce trebuie să faci. Noi trebuie ca rugăciunile noastre, ca închinarea noastră să fie în duh și în adevăr. Apoi, închinarea noastră durează cât, ziceți dumneavoastră?
închinarea noastră durează toată viața. Toată viața. Haideți să ne uităm în Psalmul 71, versetul 8. Să vedeți noastră la ce ne cheamă pe noi Dumnezeu. Să mi se umple gura de laudele tale și în fiecare zi gura mea să te slăvească. În fiecare zi. Cei care am cunoscut credeul ortodox știm că în el scrie acest verset din Psalmul 71. Dacă astăzi aici ni se umple gura de laude, fratele insista mai înainte să spunem amin, dacă ni se umple gura de laude aici, ea trebuie să rămână plină și după masă și de seară în familie și mâine dimineață când ne trezim și mâine la amiază și mâine seară și în fiecare zi să ni se umplă gura de laude la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și pentru că, așa cum știm, urmează cina, sigur va fi și acolo rugăciuni de cercetare, dar îmi place ca noi, copiii lui Dumnezeu, să ne cercetăm. Să avem o rugăciune de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi și Duhul nostru ne cunoaștem cel mai bine cine suntem. În Psalmul 139, primele versete spune: Tu mă cunoști și de departe și de aproape. Știi că mă culc, știi că mă scol și de departe îmi pătrunzi gând. Și vine salmistul, spune: Unde aș putea fugi departe de fața ta? Dă mă să-i încerești acolo, dă mă cobor în adânc, ești acolo, dă mă duce la marginile pământului, ești acolo. Unde aș putea fugi departe de fața ta? Vă chem în numele Domnului Iisus. Nu fugim nicăieri în dimineața asta. Suntem aici. Ne adunăm toți la oaltă, venim înaintea Lui cu toată sinceritatea, cu toată dăruirea și îi spunem: Doamne, ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu. Dacă până aici mi-o folene să mă rog, vreau de azi încolo să mă schimb. Dacă până aici mi-am folosit timpul, chiar tot timpul cu alte lucruri, vreau de azi să rezerv un timp și pentru cuvânt, vreau să rezerv un timp și pentru rugăciune, vreau să rezerv un timp și pentru părtășie cu familia. Să-i spunem Domnului că începând de azi vrem să facem mai mult pentru El. Să ne implicăm mai mult, să ne rugăm mai mult pentru alții și numele Domnului să rămână peste noi și peste întreaga adunare. Amin. Amin.